Există două posibilități legale la acest moment. Una este dată de cercetarea penală care se efectuează de către parchet. În cadrul cercetării penale să fie solicitată expertiză judiciară care este opozabilă părților cercetate. Sau o a doua, care este calea acțiunii civile introdusă de către unitatea administrativ-teritorială și sau persoanele care sunt afectate de această măsură. Persoanele prejudiciate, ca și OATO, pot promova acțiunea în justiție pe răspunderea civilă delictuală în temeiul dispozițiilor articolului 1349, 1381, 1382, 1385 din nou Cod Civil, coroborate cu dispozițiile legii 85/2003, legea minerilor și OUG 195/2005. Dovada pretențiilor se face cu un scris, un martor și expertiză tehnică dispusă de instanța de judecat. De ce o expertiză tehnică dispusă de instanța de judecată? Pentru că ea este opozabilă părților. Orice fel de expertiză făcută în afara unui cadru legal, a unui proces civil sau în cadrul unui proces penal, nu este opozabilă părților, este extrajudiciar. Că este un proces care durează, se întinde în timp, iar oamenii n-au niciun fel de vină. Pe de altă parte, oricât de mult mi-aș dori, nu am o altă rezolvare a problemei în acest moment. Rezolvarea este fie pe calea amiabilă, la care eu nu pot să fiu parte, pentru că nu-mi permite legea să fac lucrul acesta, fie pe partea aceea acțiunii în instanță. Părerea mea personală este că CEPGOVA să-și asume această responsabilitate, pentru că sunt sigur că vina li se va, cum să zic, li se va vedea, pardon, în urma inspecției care se va face, dar cred că nu va avea nimic de câștigat dacă vom porni un proces, pentru că lucrul acesta se va face deja. Cetățenii au luat legătura cu un avocat, ne-au cerut actele necesare, noi le-am dat și deja pornesc această acțiune pe care și noi o vom porni. Dar cred că mai bine pentru ambele părți va fi ca, dar aici cred că contează foarte mult, să nu mai ne comportăm, să zic așa, ca niște ipocriți, să zic. Adică și în realitatea și ne facem că nu vedem, că nu știu ce. Eu am făcut un curs de mediatori și am văzut acolo un singur lucru. Că singurul lucru prin care ambele părți vor fi avantajate este ca să-și recunoască vina, să cadă la un consens, să nu mai meargă prin instanțe pentru că se cheltuiesc bani și drum și timp, iar oamenii aceștia sunt rămași în continuare în situația care este și acum mai rea. Pentru că nu mai au nimic. Trebuie să muncești atâția ani, să nu mai ai nimic, e un lucru foarte greu. Singurul lucru care cred că ar trebui și domnii de la CEPGOVA să-l înțeleagă, să accepte realitatea, să fie demni, să înțeleagă și să, cum să zic, să recunoască vina, pentru că părerea mea personală vă spun că eu cred că sunt vinovați. Va fi un proces lung de durată în care oamenii vor avea de suferit, dar se va descoperi adevărul, dar se vor cheltui mulți bani degeaba. Când poți să dea acei bani, cât este, nu e o sumă mare pentru dânsii, 3 miliarde, 3 milioane, 3-400 de mii, nu știu cât este, nu e o sumă mare pentru dânsii, să se dea banii oamenilor și cred că lucrurile se vor rezolva. Cred că aceasta ar fi cea mai amiabilă cale de rezolvare a problemei. Pentru că alta instanță, judecată, timp pierdut și până la urmă tot aici se va ajunge. Oamenii nu pot să mai rabde, vă dați seama, sunt oameni care vin plângând la primărie ce să le fac. N-am ce le face. Nu am nici puterea financiară și nici alte lucruri prin care pot să-i ajut. Tot se reproșează că s-a plecat cu absențelor și așa mai departe. Eu nu mă pricep la primărie, dar mă pricep la tehnologie. Mi-am făcut tehnologia. Atât, nimic mai mult. Am plecat dintr-un loc unde terenul era al Rom Silva, plăteam pentru el, iar actualul primar
a pus în posesie cetățeni pe alte terenuri. A treia problemă. Nu putem să fim toți angajați la primărie. Și organizarea deocamdată rămâne în sarcina conducerii noastre. Mulțumesc. Asta, de fapt, plec asta, în sensul ăsta, pui întrebarea. E posibil la o împăcare sau un... Deci până nu se stabilesc cauzele acestui fenomen, nu pot să vă răspund acest lucru. Între timp a fost întocmit studiu de fezabilitate pentru soluția definitivă. Da. Ceea ce ați dat dumneavoastră citire a fost o soluție provizorie. Da. Acum avem un studiu de fezabilitate care a primit avizul de la București, de la ANAR. O să fie o altă soluție, prin casetare, cu 3 deschideri, pe o lungime de 200 de metri, care să asigure tranzitarea unui debit de 270 de metri cu pe secundă. Adică mult mai mult decât, soluția provizorie. De asemenea, luni 19 februarie s-a efectuat verificarea amplasamentului de către Agenția de Protecție a Mediului în vederea obținerii avizului, necesar depunerii studiului de fezabilitate la Ministerul Apelor pentru avizare. De urgență în zonă. Pentru că la ora actuală este o stare provizorie de normalitate, activitatea din zonă este monitorizată permanent de către inspectorat. În situația în care apare un eveniment deosebit, se pregăti să intervenim. Deci nu au apărut mutații de la ultima. Nu. Am înțeles. Ce-ați filmat? Ce-ați dumneavoastră? Sunt de gaz la voi, ce Dumnezeu! Venim... Ați luat sediul la RN? Hoții! Deci s-a mutat tot ca să nu și-a răspunderea pe... Nu e Milorad ăla sau ce? Da, ăla e că pe mine mă fenta atunci, că nu prea l-am cunoscut eu bine, dar... Ce dracu făceam de cu 120 de milioane care ne-a ajutat? De la ISU și 50 primăria. Fac și o casă cu 120 de milioane? Să-mi o facă mie, că îi dau... Da. Eu nu mai intru, că stâng la mori. Ba, veniți! Nu. Denisa! Trebuie să luați idei și la copii, ca să vadă ce e, să spună despre moșii. Aici, aici sala și în partea cealaltă. Da, unde... Bucătăria comună sau... Da, bucătăria nu, bucătăria e în partea aceasta aici. Da, s-a pus și poze cu mii pe păreți, se pun, că dacă n-ai unde să le faci, să... Își construiește aici sau? Și ce considera să facă vinovații? Nu o să mă intereseze. Sunt organele statului care vor sterge cu buretele între ei, e treaba lor. Niciodată nu m-a interesat ce o să facă cu alții. E un proces pe rol. Procesul acela nu e deschis de noi. Deci procesul, noi nu suntem în procesul acela. După aceea,